Patru ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române împreună cu peste 1000 de credincioși au mers în pelerinaj, s-au rugat și au comemorat astăzi la crucea monument de pe Muntele Mic pe eroii bănățeni jertfiți pentru idealul Marii Uniri de la 1918. Evenimentul, devenit deja tradiție, se desfășoară cu prilejul sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci. Ierarhi, preoți, diaconi, militari și credincioși au participat astăzi la tradiționalul pelerinaj către crucea monument de pe Muntele Mic, aflat la cea de-a 13-a ediție. La baza monumentului ridicat în anul 1936, Sfânta Liturghie a fost oficiată de patru ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. La finalul Sfintei Liturghie a avut loc și o slujbă de pomenire pentru eroii neamului românesc și pentru făuritorii Marii Uniri de la 1918. În continuare a urmat ceremonia de depunere a coroanelor de flori. În anul centenarului, în anul unității de credință și de neam, în anul făuritorilor Marii Uniri, suntem la praznicul Înălțării Sfintei Cruci, din nou pe Muntele Mic, în fața crucii monument, pentru a sluji Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu că a fost cu noi din totdeauna și a ocrotit poporul român. Pentru că Marea Unire de la 1 decembrie 1918 a fost mai întâi o rânduială divină, o minune săvârșită de Dumnezeu și o taină a cerului. Aici, la Muntele Mic, la această cruce cunoscută, impunătoare, ridicată în cinstea eroilor români bănățeni, ne-am adunat împreună, am oficiat Sfânta Liturghie, slujbă de pomenire, ierarhi veniți la invitația Preasfințitului Părinte Lucian, episcopul locului, ierarhi, preoți, cadre militare, creștini din aceste localități ale Banatului de Munte. Un moment înălțător, atât în timpul liturghiei, cât și a slujbei de pomenire, ca de altfel și la această ceremonie de depunere a coroanelor. Să-i dăm slavă lui Dumnezeu pentru aceste bucurii duhovnicești, să răsplătească acelor donatori, titori, care împreună cu vrenicul de pomenire, mitropolit Nicolae al Banatului, Nicolae Corneanu, un fiu al acestor binecuvântate plaiuri, au ridicat această cruce măreață de fer, o cruce care dăinuie pe mai departe și este mărturia credinței, a evlaviei, a comemorării și a respectului față de înaintași, de pomenire a lor. Cu multă bucurie și emoție am răspuns invitației Preasfințitului Părinte Episcop Lucian și am participat la cea de-a 13-a ediție a sărbătorilor care au fost înălțate aici pe Muntele Mic, atât în cinstea acestui praznic mare împărătesc, cât și în memoria eroilor neamului de aici din Banat, în cinstea cărora a fost ridicată această cruce monumentală. Cred că numai împreună și numai cu ajutorul Bunului Dumnezeu putem să ne păstrăm identitatea și să ne afirmăm atât credința noastră creștină ortodoxă, cât și identitatea românească, care consider că este un lucru deosebit de important pentru toți românii și iată, cu toții împreună, în colaborare și cu ajutorul lui Dumnezeu, vom reuși să ne aducem la bun sfârșit această menire, acest ideal și această îndatorire pe care cred că o avem cu toții, care slujim Bunului Dumnezeu, dar și neamului românesc. Suntem pe Muntele Mic, în Episcopia Caransebeșului, unde am săvârșit Sfânta Liturghie, în lumina Sfintei Cruci, a praznicului de astăzi, gândindu-ne că Sfânta Cruce unește cerul cu pământul prin iubirea lui Dumnezeu și prin jertfa lui pe cruce. Astăzi ne gândim la jertfa Mântuitorului, dar și la pelerinajul nostru în lume, la eroii care s-au jertfit pentru libertatea poporului român și cei care au înfăptuit Marea Unire la 1918. Sărbătoarea s-a încheiat cu un ceremonial militar. Ca în fiecare an, de mulți ani, armata
română onorează sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci aici, pe Muntele Mic, aici unde, în urmă cu foarte mulți ani, cum se spunea la începerea slujbei de către distinși părinți, în urmă cu mulți ani, militarii înălțau o cruce de lemn alături de locuitorii din Borlova, alături de Biserica Ortodoxă Română și la foarte mulți ani după acest eveniment, armata alături de biserică, alături de dumneavoastră, înălța această cruce, a doua ca mărime din țara noastră. Tot astăzi, caravana medicală Uniți sub tricolor prin sănătate, formată din medici de la Spitalul Clinic Militar de Urgență Victor Popescu din Timișoara, a acordat consultații medicale gratuite credincioșilor prezenți la pelerinaj. În semn de apreciere, preasfințitul părinte Lucian a acordat medicului Mihaela Nicolin o diplomă de excelență. Caravana medicală Uniți sub tricolor prin sănătate, pe care am inițiat-o la începutul acestui an și care se desfășoară pe parcursul anului 2018, anul sărbătoririi centenarului Marii Uniri, este un proiect aprobat de Ministerul Apărării Naționale și susținut de Direcția Medicală. Suntem prezenți aici cu specialități, ORL, cardiologie, efectuăm EKG-uri, măsurăm tensiuni arteriale, efectuăm analize medicale, determinăm saturația de oxigen. Pelerinajul la crucea monument de pe Muntele Mic se află la cea de-a 13-a ediție.